Dacă ești interesat să urmezi o carieră militară, jandarmeria scoate la concurs 400 de locuri la școlile militare de subofițeri jandarmi. O nouă sesiune de admitere se va organiza în perioada 15 februarie-17 aprilie anul curent. Tinerii care își doresc să devină jandarmi vor avea posibilitatea ca în perioada următoare să depună cererile de înscriere la structurile de resurse umane aparținând inspectoratelor generale și județene, cu precizarea că dosarul de candidat trebuie completat până în 10 martie 2021. Pentru această sesiune au fost alocate 400 de locuri la școlile Grigore Alexandru Ghica din Drăgășani și Petru Rareș din Fălticeni. 15 februarie, 17 aprilie 2021 se organizează o nouă sesiune de admitere pentru tinerii care doresc să urmeze una din instituțiile de învățământ din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Tinerii care doresc să devină jandarmi pot să opteze pentru școala militară de suboficeri Grigore Alexandru Ghica Drăgășan sau școala militară Petru Rareș Fălticeni, fiind puse la dispoziție un număr de 400 de locuri. Cererile de înscriere se pot depune la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți, la structura resurse umane, în perioada 15-28 februarie anul curent. Sesiunea de admitere cuprinde mai multe etape. După încheierea perioadei de recrutare, urmează evaluarea psihologică, evaluarea performanțelor fizice și a testelor de specialitate, iar în final examenul medical pentru tinerii rămași în concurs după parcurgerea probelor amintite anterior. Cererile de înscriere se depun la structura resurse umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean din Mehedinți. Termenul limită variază între data de 15 februarie și data de 17 aprilie anul curent.